În momentele următoare, vă invităm să audiați un scurt recital organistic susținut de Părintele Cristian Tumea, care va interpreta două piese din catalogul operelor lui Johann Sebastian Bach, mai întâi Tocata și Fuga în Re minor, numărul 565, iar apoi corarul Jesu rimani cor noi, din cantata 147. Colindele nu au fost dintotdeauna așa cum le cunoaștem noi astăzi. În primul rând, trebuie menționat faptul că, la origine, colindele sunt de factură păgână. De fapt, acestea sunt născute dintr-un nucleu arhetipal și poartă în ele urmele unor elemente simbolice a unei mentalități arhaice, ulterior folclorizată. În acest sens, putem distinge până la constituirea datinii colindatului și genului colindului real, de tip roman, precreștin, trei etape. Prima este faza ritualului magic, cu caracter de simbol. A doua este aceea în care această practică era însuțită de o formulă, urare. A treia, în care formula, urare, însumează și gesturile simbolice pe care le transferă în text. Cu timpul, odată cu răspândirea creștinismului, colindele au asimilat și elemente creștine, care au pătruns în tradiția populară. Acestea, din urmă, au dat naștere unui gen de creștinism popular, devenit religie intimă, care i-a oferit țăranului român soluții spirituale la întrebările existențiale, fără alte constrângeri, altele decât respectul față de datii și prin mărturia de credință față de Dumnezeu. Divinitățile religiilor dispărute au devenit personaje folclorice, iar miturile cărora le aparțin s-au transformat în creații populare, cristalizate și manifestate sub formă de colind sau urare în timpul sărbătorilor dinaintea trecerii de peste an. Astfel s-a răspândit datina ca în această perioadă colindătorii să meargă din casă în casă, urând gazdelor sănătate, prosperitate și mulți ani. Conform tradiției, colindatul de la o casă începea cu anunțul făcut de ceata colindătorilor la fereastră sau în curtea gospodarului, prin care se cerea permisiunea de a intra. Slobozâne gazdă, închinde pe omatul până în grindă și e o vreme vigoroasă, slobozâne gazdă în casă, când eu sta mai mult pe afară, ne afla la primăvară, când s-au luat roienile și-au înverzit boienile, mititei și de-am ticiore, trefăcuți în tămâioare și în brândușe vinețare, să dă frânș gazdă pe ele. Dar de sire, în lumină, om cu inimă creștină, Maica Domnului ți-a goasă, God.
Biserica.